verticalizarea lui Artean. Munteanu poate fi periculoasă. Munteanu, gol! Gol! Alex Munteanu! Gol pe care CFR Cluj îl primește după 6 etape în care a câștigat de fiecare dată la 0. Nu era foarte mult, foarte departe de linia porții. Alex Munteanu face o preluare prea largă. Miguel protejează și pasează lui Alex Munteanu, al cărui șut e blocat. Munteanu, gol! 4-0! Jucătorii lui Dan Petrescu, iată, în doi oameni, Poli Timișoara reușește să marcheze și al patrulea gol. Alex Munteanu, o dublă. Mai lat la finalizare, mai lat, încă un dribling, să vedem șutul. Mai lat până la urmă, pasează șutul lui Munteanu, șut și gol! Extraordinară acțiunea celor de la Timișoara. Formidabilă această fază. Păstrează mingea anterior cu Alexandru Benga, pasează și Munteanu. Alexandru Munteanu finalizează cu un șut perfect, un șut cu exteriorul. Iată, nicio șansă aici pentru portarul. Trunde între linii, mai lat, o pasă pentru Abrau, este acolo și este gol! Gol marcat de Alex Munteanu din poziție regulamentară. Abrau, iar Alex Munteanu plasează balonul. Primește balonul Radu Zaharia. Zaharia scurt către Accente. Din nou Zaharia pentru Munteanu. Gol! Alexandru Munteanu deschide scorul în minutul 17. S-a întors, după ce nu și-a găsit echipă. Excelentă pasă lui Radu Zaharia. Iată, omul care mai devreme dădea o pasă care stârnea mânia cu echipă. Centrează Eric. Mingea respinsă de Mitran, se duc până la Alex Munteanu. Șutează Munteanu, mingea deviată. Gol! Nu sunt sigur, dar așa mi s-a părut. Iată șutul, Mitrea. Ce presiune pune formația lui Grigoraș. Munteanu vine tare din spate. Oh, ce greșeală a lui Mârșliac. Alex Munteanu, gol! Încearcă să oprească balonul, apoi trimite în spate fără să se informeze, fără să se uite. Ieșise din poartă și Stanca, însă găsește finalizarea perfectă. S-a uitat scurt la portar, a văzut unde... Schimbare de la margine, ne vom lămuri imediat. Alex Munteanu pregătește șutul, gol! Gol, 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 gol! Fabulos! Ce gol! De la aproximativ 25-27 de metri, simplu spectator Stanca. Incredibil cum lovește minge. Ne spuneam 34 de puncte pentru Gaz Metan. Munteanu! Alex Munteanu, gol! Gol Munteanu, hat-trick! O pasă lungă, o neatenție în defensiva pandurilor, țâșnește Munteanu dintre Grecu și Mârșliac și din nou are o execuție. Și continuarea lui Lupu, pasa pentru Eri, centrare, gol! Gaz Metan! Flavius Stoican se agită la margine, cerea schimbare, nu i-a fost permisă înainte de această fază. Centrarea lui Eric... Tură liberă, Mureșan, gol! Munteanu! Ce bine stă în spatele zidului acolo. Sikorski dă tare. Mureșan a spus zicut că în corner Alex Munteanu bate lovitura de la colț foarte bine, gol! Cel mai important succes al acestui sezon din spatele lui Bilel Omrani. Între cele două echipe în 2017, centrarea lui Munteanu, gol! Iată, însă ce rarefiată este apărarea Concordii. Pentru Vașvari, trimite dintr-o bucată Burnoi, interesant atacul și e gol! Gol marcat de Timișoara această vară de la Botoșani. Vașvari, Bârnoi, Munteanu, superb, superb a combinat. Morosi s-a cerut de la margine să urce, a pierdut însă balonul. Și iată-l pe Alex Munteanu, ce contraatac pentru Gaz Metan. Alex Munteanu cu centrarea pentru Eric la baradoalul ăla cu gol!
jucător care se află pe bancă, mult timp a fost capitanul gazului. Se revede în faza, Munteanu liber acolo, centrează, nu ajunge la minge, Eric, dar pe bara a doua este liber. Roberto Romeo, centrare acolo, se cere penalti, Munteanu și este gol! Italianul care a marcat în propria poartă prima repriză. Aici mingea probabil atinge brațul lui Vătăjelu, faza continuă și vine șutul lui Alexandru Munteanu. Faza la care Munteanu centrează pentru Accente, putea să fie însă autogolul lui Sato. Gol care între Sato și Accente, mult prea prudentă mi s-a părut după ce am scris echipa lui Cristi Pustai. Acum se poate fi un contraatac, nu e offside, 2 contra 2, Bic așteaptă, însă se duce singur Sikorski. Gol care a alunecat. Aici o viteză în plus. Munteanu alunecă și bară, gol! Roitorul dă pe lângă minge, Cheroni nu intervine nici el și șutul lui Buzdiuc ajunge până la urmă în plasa porții lui Straton, este 1-1. Întoarce aici balonul pentru Munteanu, dribling scurt și elegant al lui Munteanu, încă unul, Munteanu ajunge în careu, pasă pentru Eric, șut ratat, Lulacu, gol! Jucător cu care a colaborat și la CS Poli Timișoara, încă o dată acțiunea extraordinară a lui Alex Munteanu, i-a depășit pe Matei și Cordoș, Erica ratat apoi șutul și...